Pompierii din Orăștie au avut astăzi un caz mai aparte la care au fost solicitați să intervină. Două lebede au rămas blocate în apele înghețate ale unei bălți din municipiul Orăștie, însă militarii au reușit să le salveze la timp. Un apel la numărul unic de urgență 112 anunța astăzi faptul că două lebede sunt blocate în apele înghețate ale unei bălți din Orăștie. În cel mai scurt timp, pompierii orăștieni s-au deplasat către locul indicat, unde, într-adevăr, au găsit lebedele imobilizate. Pentru a ajuta păsările să se elibereze, pompierii salvatori au spart gheața până la acestea și în câteva minute ambele lebede se aflau în afara oricărui pericol. Salvarea vieților, fie că vorbim despre oameni sau animale, rămâne prioritatea noastră, spun reprezentanții ISU Hunedoara.